Amin. Amin. Odată întreba cineva, cum e bine să fii bine instruit, pregătit, să fii numai inspirat prin călăuzirea Duhului Sfânt? Și răspunsul a fost, să fii instruit, îmi place cât îți instruiți și coriștii și orchestra și fanfara, e mai bine să fii și inspirat decât instruit, dar cel mai bine, și instruit și inspirat. Amen. În casa lui Dumnezeu sunt oameni numai duhovnicești, că așa spune la Petru. Și voi, ca niște Petru 2 cu 5, 1 Petru 2 cu 5, și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească. De ce? Pentru că sunt oameni duhovnicești. O preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Aici nu sunt jertfe duhovnicești și mai puțin duhovnicești. Cântarea e duhovnicească, predica e mai duhovnicească și cântarea mai puțin duhovnicească. Toate sunt slujbe duhovnicești. Deci aia trebuie oameni duhovnicești, că toate sunt slujbe duhovnicești. Spunea cineva, lasă-l să cânte o cântare, îmbrăcat, cum nu se cuvine? Și ce dacă cântă și el o cântare? Aici sunt numai jertfe duhovnicești, trebuie oameni duhovnicești. Că e casa Domnului și e zidită din pietre vii și aici se coboară Hristos. Lăudați să fie Domnul! Domnul să binecuvinteze toți cântăreții, să simte prezența Domnului, probabil au fost botezați cu Duhul Sfânt toți din cor. Și dacă nu sunt, datorită celor, pentru că erau vedenii, că era unii care trăgeau cu niște săgeți de foc și împrăștea norul. Era cu o putere de credință unii în mijlocul dumneavoastră și când se ruga, trăgea niște săgeți de foc, împrăștea norul. Cu nor împingea vrăjmașul să aducă supra bisericii. Domnul să binecuvinteze toți mijlocitorii care trimit săgeți de foc, împrăștie norii și lasă lumina. Și oamenii vor veni și Domnul va mulți biserica, pentru că aici este lumina Domnului, este cercetarea Domnului, că sunt buni luptători, pe genunchi, luptători în rugăciune, și să trag săgeți arzătoare, să trag săgeți cu credință, cu însoțire de la Duhul Sfânt. Domnul să vă binecuvinteze și să vă mulțească. În Spania spunea la o biserică să vă mulțească Domnul, ci că nu, frate, altă binecuvântare. Nu mai încăpem după aceea. Trebuie să luăm alt local și așa e de scump. Și o zic că nu, deja suntem la limite. Domnul să vă mulțească și să măriți biserica și să mărească hotarele împărăției și venirea Domnului să se grăbească. Lăudați să fie Dumnezeu! Eu apreciez slujba osteneală, lucrarea de aici și am mai fost de vreo 3 ori, cred că acum am venit a 4-a oră cu mai multă bucurie. Pentru că am 5 nepoței și cu părinții lor, cu copiii și mi-au vorbit tare frumos de dumneavoastră, că au fost primiți și au fost acceptați cu dragoste și am zis, așa e în casă duhovnicească, într-o biserică duhovnicească, sunt oameni duhovnicești și la oameni duhovnicești nu mai trebuie să le spui nimic. Te integrezi pentru că îți place slujbele duhovnicești. Domnul să fie lăudat și Domnul să fie binecuvântat și Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Spunea odată Duhul Sfânt, am dat o posibilitate de vindecare și nu o folosește. Rugăciunea cu ungeri cu un de lemn. Nu o folosesc mult din biserică. Nu e inițiativa noastră, ungerea cu un de lemn și rugăciunea pentru bolnavi. E șansa dată de Dumnezeu. Cum tot așa spunea Duhul Sfânt odată, am dat o armă de luptă bisericii și sufletelor și unii nu o folosesc. Rugăciunea prin Duhul Sfânt. E autoritatea lui Dumnezeu. Dacă omul a avut posibilitatea să vorbească în Eden direct cu Domnul în răcoarea dimineții, datorită păcatului, s-a despărțit, s-a făcut distanțarea aceasta între om și Dumnezeu. Prin Iisus Hristos, odată ce a venit Duhul Sfânt, din nou e relația aceea de a vorbi direct cu Dumnezeu. Să roagă Duhul Sfânt în locul nostru, după nevoia noastră, nu se îndoiește, se roagă după voia lui Dumnezeu și e Dumnezeu. Și rugăciunea Duhului e autoritatea lui Dumnezeu.
Unii nu o folosesc. Eu vă îndemn, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Rugăciunea prin Duhul Sfânt în biserică nu e anulată, nu e interzisă, pentru că e arma de luptă a credincioșilor. A venit apostolul Pavel în Corinteni și a găsit niște dezordini. A găsit dezordini la cina Domnului. A desfințat-o, a pus rânduială și mai mare dezordine era la cina Domnului decât la daruri. Nu a desfințat cina Domnului, a pus rânduială. A găsit neorânduială și la daruri. Cum era neorânduială? La cina Domnului era că fiecare cu mâncarea lui și unii căuta să înfală, să arate față de alții, erau acele agape, mese de dragoste. Și apostolul Pavel le-a separat. Cina Domnului separat de mesele de dragoste. La daruri produceau mai mulți odată. Era așa o râvnă. Și apostolul Pavel a zis, câte doi sau trei. Ce frumos că erau atâtea daruri. Acum nu știu dacă găsești doi sau trei într-o biserică ca să prorocească. Domnul să întărească vasele de lucru. O pus rânduială să prorocească câte doi sau trei, să aibă vorbirea în alte limbi câte doi sau trei, dar nu desfințat-o. Și când este vorba de vorbirea în alte limbi, că e cea mai contestată, că și în Vechiul Testament erau darul profetic, darul de prorocii, celelalte daruri de vindecare, lipsea vorbirea în alte limbi, ceea ce este în Noul Testament, diferit față de Vechiul Testament, este vorbirea în alte limbi, e rugăciunea Duhului. Și e mult contestată, dar e darul care ne zidește personal pe fiecare dintre noi. Și apostolul Pavel face rânduială și spune, dacă la versetul 27, 1 Corinteni 14, dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau trei, fiecare la rând și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică. Citim mai departe sau ne oprim aici? Unii spun să tacă în biserică, dar citim mai departe. Să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Nu să tacă să nu mai vorbească. Nu vorbească tare. Dar rugăciunea prin Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi, continui în biserică. Și spune la versetul 39. Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Folosiți arma aceasta de luptă. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să vă întărească. Este în Iacob, capitolul 5, scris despre ungerea cu unt de lemn. Aici e un context. Spune, este vreo unul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el după ce îl vor unge cu unt de lemn în numele Domnului. Înseamnă bolnavul e acasă, cheamă slujitorii să-i facă ungerea. Și unii dacă ar întreba de ce facem ungerea în adunare, că acolo scrie să cheme pe prezbiterii acasă, la Marcu, la capitolul 6, arată aici ungerea care se face public în biserică, la propovăduirea cuvântului Dumnezeu, spune la Marcu 6, versetul 12 și 13, ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința, scoteau mulți dragi și ungeau cu unt de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Propovăduiau ca să crească puterea de credință și când avea puterea de credință, când era mai mare, atunci ei ungeau cu unt de lemn ungerea publică. Dacă se face ungerea în biserică, scrie în Biblie. Domnul să ne ajute să nu trecem peste ce este scris. Aici spune să cheme pe prezbiterii bisericii. Domnul vrea să întărească relația între biserică și slujitori. Să-l cunoști, să-l respecti. Nu azi îl bagiocorești și nu-l asculți, nu ești supus celor mai mari. Sunt mai mari aici, că am văzut frați care sunt, care veghează, care dau socoteală, trebuie respectați. Să cheme pe prezbiteri, trebuie să-i cunoști, să ai relații și nu poți azi să vorbești de rău și mâine să-l chem la ungere. Trebuie menținut relația aceasta. Eu vă dau un exemplu din zona noastră, poate aici nu e.
O familie avea un copil bolnav și au chemat niște frați, era venit în zonă, acolo un frate din Republica Moldova și l-au adus, hai să ne rugăm pentru fratele, era cu putere de credință în vindecare și cu dar din partea Domnului de descoperire. Și îl cheamă și hai să ne rugăm pentru fata asta. Era fată bolnavă, se roagă prima dată și după aceea spune, Domnul mi-a zis, dacă tatăl copilului este aici, să meargă tata la prezbiter, să-l cheamă pe conducătorul de adunare, prezbiterul bisericii, să-l cheme aici și împreună cu prezbiterul bisericii ne rugăm pentru fată și o vindică. Tata zice, da, să aici. Du-te, cheamă pe prezbiter și împreună cu el ne rugăm și Domnul să vindică fata. Și el spune, dacă postez 20 de zile de post, nu vindecă fata fără să chem prezbiterul. Și băi, dacă îmi spunea Domnul să chem pe mama bolnavului sau ceva, așa o zis Dumnezeu. Nu era relația bună, îl vorbea de rău pe prezbiter. Și îl judeca și era conflict. Și el spune, nu, du la prezbiter, nu mă duc, o la pălărie și o plecat acasă. El a murit, fata a rămas bolnavă, încă mai mulți ani. Dar înainte de a muri, când boala s-a agravat, nu putea muri. Dar avea niște dureri, era niște criză, la nivelul minții apăsa. Cheamă prezbiterul și cere iertare. O rezistat până când durerea l-a muiat, că focul moaie. Și la un moment dat spune, cheamă-l pe fratele. L-a chemat și-a cerut iertare, s-a împăcat și nu a ajuns prezbiterul acasă și omul a trecut la cele veșnice. Nu putea muri. Domnul l-a iubit și vrea să plece în pace. Dar copilul a rămas bolnav. Domnul vrea să întărească relația între lucrători și biserică. Și pune lucrarea aceasta, chemați prezbiteri, să-i cunoașteți, să-i recunoașteți, să vă rugați pentru ei, că ei mâine, dacă apare un necaz, va trebui să roage pentru familia ta, pentru copii. Nu știm, amintea fratele Aronică, că nu știm când. De aceea trebuie să fim pregătiți pentru orice, în orice clipă și totodată și plecarea noastră nu știm când îi. De aceea Domnul să întărească relațiile între biserică, între fiecare slujitor și între slujitor și biserică, Domnul să-i binecuvinteze. Și să se roage pentru el. Știți că vindecarea e pus în Biblie, Domnul o vindecat, la ieșirea poporului din Israel, spune că au ieșit oștile Domnului. Păi robiți de 400 de ani, bătuți cu biciu, cu poveri grele, nu era niciunul șchiop? Niciunul cu dureri de spate? Că erau la cărămiz acolo. Se spune că a fost o vindecare colectivă în noapte aceea când au mâncat din mielul pascal. Dar în vremea noastră găsim că s-a făcut vindecare la credința slujitorului. La Faptele Apostolilor, capitolul 3, era Petru și Ioan, era un olog acolo pus la poartă, aștepta să capete ceva de milă. Ei îi spune lui olog, uite la noi, el avea credință, se uita la ei și aștepta să capete un ban. Și Apostolul Petru spune, agin și aur n-am. Unitatea lucrătorului, Petru ca și Ioan, l-a ridicat din mână. Era vindecat? Nu. Spune că îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Bolnavul nici nu știa de vindecare, de minuni. Eu aș întreba, dacă era pus în toate zilele la poarta frumoasă, nu a trecut Domnul pe acolo? Nu a fost vindecat, că ar fi fost o generație să nu mai fie niciun bolnav. Nu a fost vindecat toți. Domnul vindecat și în toată vremea vor fi și săraci și bolnavi în mijlocul nostru să ne rugăm pentru ei și ca o ofertă de lucru. Avem pentru ce mijloci și ferice de cei ce nu și-au găsit locul și intră în mijlocire și mijlocesc. E o lucrare care poți să o facă oricare. E una să te rogi pentru casa ta și alta să te rogi pentru bolnav. Atunci e o slujbă care se face înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți lucrătorii și să le mărească puterea de credință. Îndată i s-a întărit
Tălpile și gleznele și au început să o iei la fugă. Apoi găsim prin credința bolnavului. În Faptele Apostolilor, capitolul 14, arată că era la versetul 9, el ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit. Cine? Bolnavul. S-a uitat la el, a văzut că are credință. Știți că multe cazuri sunt când bolnavul are credință? La noi în biserică a venit odată un frate și a mărturisit o vindecare. Cancer, un chist crescut pe lobul drept la ficat. Și a zis că cum Domnul l-a vindecat, și se ridică o soră la noi în biserică și a zis că, fraților, ăsta e diagnosticul meu, asta e boala mea. Am un chist pe lobul drept la ficat. Acum aia faceți, eu acum cred. Care erau acolo încă? Mai era un frate venit în vizită, s-a făcut ungerea. A fost vindecat în seara aceea, că s-a dus din nou la analiză, numai la radiografie, nu mai avea chistul așa și nu mai are nici astăzi, că e la noi în cartier. Prin credința bolnavă. La noi fata cea mai mică purta ochelari. Și a zis, voi vă rugați atâția pentru bolnavi și atâtea mărturii aud, eu vreau să nu mai port ochelari. Și a mie îi dau la cineva, chiar a făcut la comandă cu dioptrii și cu focar centralizat, central, chiar era scump. Și zic, dacă crezi, eu m-am luat prin surprindere. Eu cred, îmi faceți ungerea și eu cred. Trebuia să înceapă școala, i s-a făcut ungerea, trebuia să înceapă școala. Am dus-o la doctor, o pus-o la aparat să-i dea ochelari să-i fixeze și o dat-o deoparte și a zis, mai stai. O pus niște picături să-i mărească pe pupila, ia, o dat-o iar deoparte. O pus-o a treia oară la aparat, o zis că nu mai știu ce să cred. Am aici hârtiile care au fost, acum nu mai are nevoie de ochelari. Nu-i mai trebuie nimic. Luați-o acasă, că nu mai am nicio prescripție pentru ea. O vindecat-o Domnul. Prin credința bolnavului. Să fac lucrări prin credința bolnavului. Domnul să mărească credința tuturor celor ce sunt în suferință. Să fac lucrări și prin credința mijlocitorilor. Spune în Marcu, capitolul 2, că era un bolnav purtat de patru inși și l-a coborât înaintea Domnului. Și spune citeți versetul 4 și 5, Marcu capitolul 2, fiindcă nu putea să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea bolnavul. Când le-a văzut Iisus, credința a ajuns slămănogului. Fiule, păcatele sunt iertate. A cui credință a văzut-o Domnul? A celor ce purtau bolnavul. Toți sunteți aici, oameni duhovnicești, o casă din oameni duhovnicești, pietre vii, la rugăciunea fiecăruia poate interveni Domnul și să lucreze. Pe lângă credința slujitorilor, pe lângă credința bolnavilor, este și credința mijlocitorilor. Într-o biserică stătea unul, avea dar din partea Domnului, stătea unul și se ruga și se facea ungerea și spune, Duhul Domnului, a venit lui personal și a zis, ce faci? Stau, ei se roagă, ei ung și se roagă. Zic că nu, ei ung, își fac partea lor, se roagă, dar și tu te rogi împreună cu ei și unitatea în Duhul, prin credința la amândoi, a tuturora să faci ungea. Roagă-te și tu. E nevoie și de rugăciunea ta și de măsura ta de putere de credință. Că o picătură, o picătură, o picătură, să faci un plin și Domnul vindică. De ce fiecare să se vadă important. Fiecare să se vadă lucrător în casa Domnului. Nu sunt șomeri. Toți ne rugăm, toți îi mijlocim și Dumnezeu e Cel ce vindică. Lăudat să fie Dumnezeu! Și noi suntem cu toții lucrători împreună cu Domnul. De aceea dorim ca Domnul să binecuvinteze pe toți care sunt aici la ungere. Este trei lucruri care le face slujitorii, ungerea cu un de lemn, rugăciunea
Și mărturisirea. S-a accentuat la mărturisire, mi-a plăcut foarte mult. Uneori, datorită unor lucruri acoperite, Domnul lasă focul ca omul să deschidă, când tăi, spune în Psalmul 103, El îți iartă toate păcatele și El îți vindecă toate boalele. Știi care e prioritar? Vindecarea sufletului. Întâi mă vindic sufletește, mers în cer iertare și apoi mă vindic trupește. Și dacă stăm și amânăm când nu mă mărturisesc și nu mă curățesc, nu mă vindic sufletește, s-ar putea să întârzie și vindecarea trupească. Domnul să ne ajute să ne vindecăm. Și pentru cei bolnavi, știți cum încadrează Domnul vindecarea de aici? Între răbdare și rugăciune cu insistență. Eu mă gândeam odată, Iov, spune că ați auzit de răbdarea lui Iov, la versetul 11. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Dumnezeu? Eu mă gândeam, Domnul îmi cere mie îndelungă răbdare și îmi vorbește de răbdarea lui Iov. Și mi-i cere mai mult. Îndelungă răbdare. Știți cum înțeleg eu îndelungă răbdare? În versetul 7 aici spune, fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă rodul scump a pământului și îl așteaptă cu răbdare până dă Domnul ploaia timpurie și târzie, datorită unora care mai mult timp sunt în suferință. Ca plugarul care seamănă și nu merge la o săptămână să recolteze sau a doua zi. Seamănă și are nădejde că vine o vreme a recoltării. Și încadrează răbdarea cu rugăciunea. Și spune, Ilie era un om supus acelor slăbiciuni și s-a rugat cu stăruință până când? Până plouat. Toți bolnavi, aveți răbdare, nu cârtiți, nu murmurați, până vine vremea rodului, vremea vindecării. Dar în timpul acesta, continuați și vă rugați, continuați și stați înaintea Domnului. Poate că odată spunea la cineva, Domnul, n-ai avut timp, ți-am dat timp, recuperează. Și nu mai putea să stătea cu fața în sus, cât eram în picioare, mă uitam numai în jur, ocupat cu munca, n-avem timp de adunare. Dar acum stau pe spate în urma unui accident și mă uit în sus, dacă mi-a mai dat Domnul picioarele să pot merge pe picioare. Și tot timpul s-a rugat și a zis, ai de recuperat? Îți fac bine când recuperez? Continuăm să ne rugăm și Dumnezeu să se îndure de fiecare. Amin.